Salut toți abonații, azi cum jocul ăsta care numai Andrei făcut și e expert, ia fă-te ăla mare. Acum, stai așa. Și ca un fel de mini. Habar n-am. O să dau cu pup. No, bun, așa. Deci în episodul de azi o să facem un tutorial cum să puteți face rost de cam toate caracterele. Dar în primul rând, ca să faceți rost de caractere și rapid într-un fel, vă trebuie ăsta sau un caracter care zboară. Apoi și cum fac? Sunt numai două caractere care zboară, ăsta și Gigelică ăsta. Stați așa. Ăsta. Și nene ăsta. Astofon. E boxă, mă. Boxă. Boxă. Na bun. Bun. Și poți să mergi pe Deci, mine în brațe? aș vrea eu, dar nu pot. No, bun, deci ca să facem rost de ăsta, prima oară ca să, dacă faceți totul și nu aveți ăsta activat, tu nu vi-l dă. Deci trebuie să te duci, știi unde trebuie să te duci? Acolo unde vezi în stânga hârtiuța aia, unde e o hârtie. A treia iconiță de aia, care e cu hârtie, Am apasă pe ea și du-te, caută speaker Titan. Ai apăsat? Și acum dai start. dat tutorial. Nu. Acum trebuie să facem rost de ăla. Acum hai după mine. Vrei să mă fac și eu mic ca să fie mai ușor? Stai așa. Bun. Stai că vin acum. Asta e ce greu de luat asta. Astea trei, caracterul ăsta poți să faci rost de el numai dacă trebuie să ai gen un prieten cu tine și să faci o leacă, e un pic cam greu de făcut. Dacă Trebuie ai să viața găsești socială. ceva, trebuie să găsești ceva cod și să te duci într-un loc, după trebuie să faci ceva, să pui ceva parole și de astea. Ok, bun, intrăm aici acum. Mergem aici, în dreapta, și intrăm aici înăuntru. Mergem aici. Pereți-mi ce gai. Ok, dar aici, dacă ai vrea să faci misiunea ca să faci rost de asta, o să-ți trebuiască codul ăsta, dar nu o să facem acum, o să facem în alt episod, că asta o să dureze mai mult. No, bun, trebuie să ne ducem să vorbim cu nenea asta. I'm a hero. Nu a apăsat pe nimic încă. That's okay. Așa, bun, dai ok. Și acum trebuie să ieșim de aici. Să mergem pe unde am venit, din nou. Acum se numește minigame-ul ca să... Chibi divers. Iberi. Așa, bun, acum trebuie să mergem în partea asta să urcăm pe podul. Ba nu trebuie să urcăm pe pod, trebuie să mergem în stânga, am greșit eu. Aici, bun, haide. Trebuie să mergem tot în față. Ghe urca. Păi du-te că eu după tine. No, bun. Acum trebuie să mergem aici în stânga să urcăm pe podul ăsta. Hai că eu te aștept că după nu mai... Haide. Trebuie să urcăm pe podul ăsta. Să ne ducem aici sus. Aici. Trebuie să mergem pe lângă casele astea. Haide. Și acum când ajungem la ăsta, aici, trebuie să sărim jos. Sărim jos aici. Hop. Trebuie să intrăm aici, în cămăruța asta. În căsuța asta. Uite, și aici, după ce ai făcut rost de cod pentru caracterul ăsta, ia ăsta, că ăsta o să ne trebuiască. I-am gătite. No, bun. De aici, dacă vrei să faci asta, trebuie să te duci aici. Dar nu intra încă, că asta facem altă dată.
Facem astea mai ușoare. Bun. Și acum... Acum trebuie să ne teleportăm la... Du-te pe ăla cu căsuță și dă-i la un industrial. Și apasă pe ăla. Pe ultimul. No, bun. Și acum, haide. Trebuie să mergem tot în față. Și m-ar veni acum, dacă vă jucați minigame. Vă luați un ceva... Can. Dar nu sunt vehicule în ăsta. A, da! Și în locul ăsta, stai așa un pic, dă iară pe hârtiuța aia. Da. Dă iară pe hârtiuța aia. Uite, ca să faci rost de ăsta, apasă din nou pe hârtiuța aia ca să activezi quest-ul și du-te la... Stai așa, că am uitat, că le-am pe toate... Caută Big Speaker Man. Big Speaker Man. La hârtiuță acolo. Și trebuie să-i dai start. I-am dat. No, bun. Acum stai așa să mă fac înapoi ăsta. Dar, gen, cum suntem în zonă... Cum suntem în zonă, trebuie să... Na, dacă sunt mai multe în același loc... Aici, în clădirea asta galbenă, o să-l vedeți pe tipul ăsta care e aici trist. Da, apasă interact și ți-l dă. Ți-a apărut gen cum ai fi că ai terminat o misiune. Yannis. Da. No, bun, no, bun. Hai că primul de ăsta la live. No, asta bun. Acum trebuie să... Nu, neapărat. Stai așa. A, bun, acum trebuie să intrăm. Sau stai... Da, trebuie să intrăm aici. Și aici între astea două clădiri. Ne ducem pe aici. Cu caracterele ăștia. Și ok, am găsit capul lui Titan. Și acum ia, dar fate mică, n-ai cum să ajungi la el. Eu zic să rămâi pe ăla mic mereu. I-am dat. Ok, acum trebuie să ne teleportăm la industrial din nou să ne ducă de unde am început. Și acum trebuie să mergem în dreapta. Stai așa să mă fac ăsta din nou. Dar dacă vreți să faceți rost mai repede... Puteți să vă faceți server privat, e complet gratis, nu e... Bine. Și, na, e mai ușor decât cu mai mulți playeri. A, da, și dacă faceți rost de ăsta care e de Titan, să știți că maxim 2 pe server public puteți să fiți. Deci, dacă nu vă merge într-un server public să vă faceți Titanul, de aceea, pentru că sunt 2 playeri ca Titan. A, bine, bine, bă, dacă eu nu știam. Dar trebuie. Acum trebuie să mergem aici în dreapta. Haide. Tot în față, tot în față. Și hai că mă fac unul mai lent, oleacă, ca să mă ajungi și pe mine. Da, toți la fel. Da, cu pompele. Hmm? Ăla cu pompele. Da, e mai rapid. Stai așa. No, bun, stai, acum suntem la... aici. Suntem aici, da? Și acum trebuie să mergem în dreapta. Urcăm aici pe pod. Să mergem în partea aia. Acolo, unde e aici pe podul ăsta. Să trecem și pe podul ăsta. Hai că te aștept. Și acum, stați așa un pic să mă gândesc. A, da, trebuie să intrăm aici jos. Aici jos trebuie. Și... Acum, a, da, acum trebuie să mergem aici în jos și uite, am găsit ăsta. Ial. A, și gata, am terminat. Gata, hai să vedem.
Ok, ca să-l controlezi. Hai, vină cu mine afară. No, bun, totuia și cum. No, bun, dar acum continuăm, gen le mai luăm pe alea mai ușoare, care trebuie. Da, deja am filmat, cred că 10 minute. Nu, mă, dar mai ies d-astea ușoare. Bine, mai luăm vreo. Și ca să-l controlezi. Mai ies două extrem de ușoare. Ca pe Space. Da, ca să sari pe Space și ca să zbori, ți-a apăsat Space. Da. Ți-a apăsat Space. Ba nu, că nu, eu nu țin apăsat, eu am apăsat de două. No, bun. Acum, hai să mergem înapoi la spawn, la hub, la hub, hai la hub, teleportează-te și e un caracter extrem de aproape, adică fix lângă, fix aici. Da, și nu trebuie să-mi fac quest de la să-l... Ah, ba da, bine că mi-ai adus aminte. No, bun. Du-te la ăla și activează Brute Cameraman. Dacă o schiberi coins de-aștia... Păi poți să-ți construiezi ăsta, cameramanul. Ce? Gen. Să-ți cumperi gen un halat de ăla, nu, ai văzut cum au ei. No, bun, ai activat ăla? Da. No, bun, și acum uite, aici pe clădire. Fă-te mic și du-te și vorbește cu el și eu o să-l iei. Eu să rămân așa pentru că deja l-am și n-are sens să... Ți l-a dat? Da, și ăsta are ceva de la de trebuie să controle. A, păi e la fel ca un ăsta mic, dar că e mai mare. Și mai e vreun așa? Da, mai e unul. Dar că la ăsta trebuie să facem un pic de parcur. Ok, acum... Stai așa un pic. Da, numai la atâta poate să zboare. De ăsta, pe blocul ăsta aici n-ajung. Stai așa că ți explic imediat, stai să mă fac că mi s-a glitchuit asta. No, bun, acum caut asta, cum mi se zice? Camera Strider, e mare culoarea roșie, caut ăla. E și ce ăla? Hai să vezi, e mai rapid decât ăștia normali. Ah, aici la misiune, cream că mă pui să-l caut eu până. Nu, mă, uite, da, l-am pus. Îl și arăt. Vină cu unde ești? Mai. Unde ești, mă? De așa că... A, coboară jos. De... Da, bun, hai să... Uite, ăsta, așa arată. Și e mai rapid decât un de-ăsta normal. Da, există, bun, acum... exact la fel, numai că și pentru... WC-uri? Pentru boxă, pentru boxă. Ah, nu gen pentru WC-uri, că am văzut. Da, e și pentru WC-uri, dar că nu știu, eu nu știu cum să fac roșii de WC-urile așa, că mai sunt încă 3 WC-uri, dar că alea nu le-am completat, că nu știu cum. Cum urmezi? No, bun, urcă pe o clădire și sari. Uite, sari aici și ți-a apăsat. Acum, cum îmi dau drumul? Space. Și acum sari și... Sau așa. No, bun. Ok, hai că suntem aproape, uite, la clădirea asta, așa, mai triunghiulară. Ține apăsat space, sari, ține apăsat direct. Bun. Și acum suntem pe asta. Și acum trebuie să sărim aici, așa. Nu ăla, ăla e altceva. Aici, acolo e un, de-asta, un easter egg. No, bun, și uite-l aici, a fost un caracter mic. Sau uite, urcă-te pe clădirea. Păi da, uite, acum a fost un caracter mic și tu trebuie să-l iei. Cobor acolo jos și vorbește cu el. Și gata, l-ai luat, nu? Da. Cam atât a fost tutorialul ăsta. O să facem și o parte a doua. Da, dacă e apreciere, mai facem și partea a doua. Mai facem partea a doua în armă. Pătim acolo. Și cam atât a